Hei, salut! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube la 1000 de ani lumină din momentul în care am început să-mi fac setup-ul aici, să-mi aduc toate produsele. Am reușit și eu într-un final să încep să filmez. Cred că e a 3-a, 4-a, 5-a tentativă, nu știu exact, dar universul astăzi este cumva împotriva mea. Cu toate acestea, eu încerc să îmi revin încet. V-am zis, cred că la un moment dat și în videoul trecut, am început anul acesta așa cumva în slow motion și cumva sunt conștientă că trebuie să fac ceva, știu cauza, probabil, cred, toată lumea a fost așa puțin afectată de faptul că stăm foarte mult în casă și de faptul că lucrăm de acasă și cumva rutina noastră a fost dată peste cap. Eu, pentru mine, acesta este factorul principal. Sunt conștientă, încerc să găsesc soluții, însă nu încerc să mă agit foarte tare. Știu că e acolo, lucrez la asta, dar fără agitație. Și na, ziceam la un moment dat de produse, mi-am adus aici toate produsele despre care vreau să povestim. Sunt produse testate de mine în ultima perioadă și când zic ultima perioadă, începând de prin 28 decembrie până astăzi, 14 ianuarie. Și da, știți voi că mi-am cumpărat la un moment dat calendarul acela cu produse de la calendarul Advent de la Iumene și am mai avut ceva abonament de la Look Fantastic pentru Beauty Box, un abonament din acela pe 3 luni. Și na. Din produsele respective am testat la început din calendarul de la Iumene gama aceea cu aceasta, Nordic Sea, ce are așa o aromă de portocale, prăjitură de portocală, parfumul. La un moment dat m-am cam plictisit de ele pentru că având cutii întregi de produse la propriu și mai am încă două aici, am zis să mai testez și altceva. By the way, eu nu știu cum testează fetele astea care tot recomandă chestii pe Instagram și nu știu când au timp să testeze atâtea produse, pentru că eu mi-am cumpărat un calendar advent, nu, de fapt două, cel de la Rituals sunt produse pentru îngrijirea corpului, cel de la Iumene și mai trei beauty boxuri și am produse pentru următorii 2 ani de zile. Na, în fine. Și după cam o lună am zis că vreau să testez altceva și mi-am luat ceva produse din beauty box-urile de la Look Fantastic plus ceva produse Iumene. Stați așa că nu stau bine. Ok, bun, mă cam doare și spatele, că na. Și ziceam că am început să testez produse din beauty box-ul de la Look Fantastic, printre care serumul acesta de hidratare de la Medica 8 e un serum super bun. În momentul în care se aplică aproximativ, ei zic, 6 picături, eu nu aplic chiar 6 picături, aplic undeva cam 4. După ce ți-ai curățat tenul și se aplică pe tenul curat, fără să mai ai nimic. Adică nu te dai cu cremă și te dai cu serum. Te dai cu serum și pe urmă, dacă mai vrei să mai aplici cremă și ce mai aplici după aceea. Na, și în momentul în care te dai cu el seara, na, un serum obișnuit, nu mi se pare că se simte cumva wow, dar în momentul în care te trezești dimineață și îți cureți tenul, e super, super, super hidratat. Eu am rămas impresionată de el. Și cei de la Medica 8 mai au ceva produse pe Look Fantastic. Am văzut și Travel Size. Eu o să-mi iau Travel Size pentru că sunt foarte curioasă. Prețul destul de accesibil. Cred că era până în 200 de lei Travel Kit-ul respectiv.
Și, na, acesta este unul dintre produsele ce le folosesc. Mi se pare mult mai bun decât orice serum ce l-am încercat până acum, de la Lumene, acela cu vitamina C sau, bine, e diferit, proprietățile sunt diferite, dar ca și efect e mult mai vizibil decât celelalte ce le-am folosit până acum. Am mai folosit de la The Ordinary, diverse produse, însă acesta mi se pare wow și este pe lista mea de preferate. Moving on, în combinație cu serumul respectiv, pentru zona pleoapelor folosesc un gel pentru ochi, este din gama Nordic Hydra, este variantă mini și la fel, în momentul în care îl aplici seara, acesta e așa, ai impresia că te strânge ceva de pleoapă, adică pielea ți se strânge, așa e super ciudată senzația și zici, aoleu, ce mi-am pus pe piele e super nasol. Însă, dimineața, când mă trezesc, se întâmplă minunea. Arată tenul, arată și zona ochilor, arată impecabil. Deci, pentru mine, este un mare, 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 da, și o mare, mare surpriză serumul acesta. Na, cam le pun deoparte ca să nu le încurc. Două dintre ele și sunt preferatele mele. Mai vin și câteva care nu sunt chiar preferatele mele. Bun. Pentru zi am început să testez crema. E un fel de mască, cremă și primer 3 in 1 de la This Works In Transit Camera Close-Up. Se aplică pe fața curată, masez până se absorbe în piele. Ce nu-mi place la primerul acesta, nu-mi place că are un parfum intens de trandafiri, dar intens. Și faptul că e super parfumat mă duce cu gândul că nu este sănătos pentru ten. Plus, în momentul în care îl aplic pe față, atât de tare mi usucă fața. Deci nu e ok în sensul că dacă aplici, urmă aplici machiaj și ce mai fond de ten și ce mai vrei să pui acolo, ok, rezistă, nu zic că nu rezistă machiajul, se așează toate frumos, dar faptul că pe moment îmi usucă atât de tare tenul și faptul că are un parfum atât de intens, mă duce cu gândul că e nesănătos pentru ten și mie personal nu-mi place, adică nu mă încântă. Ok, își face treaba, dar nu-mi doresc un produs care să-și facă treaba, însă, pe de altă parte, dimineața când mă trezesc să-mi prind nasul cu clipsuri ca să pot să mă dau cu primerul pe față. Deci nu, nu, na, pentru mine e un nu. Repet, e ok, își face treaba, nu zic că nu se așează machiajul bine și nu stă fondul de ten bine, dar nu, pentru parfum și pentru ce am zis mai devreme, din partea mea are un mare nu. Ok, ce mai am aici? Stați să văd ce mai am de zi. Mai am așa, de la Iumene, din aceeași gamă cu gelul acela pentru ochi. Am aici o lampă, nu se vede nimica. Nordic Hydra este o cremă de zi cu factor de protecție 30. Țineți minte ce încântată eram de crema aceasta. Se aplică dimineața pe față și gât. Na, crema aceasta este exact opusul gelului pentru ochi. Chiar dacă e din aceeași gamă, mie nu-mi place deloc, deloc, deloc. Am impresia că mă dau cu cremă din aceea de vară ce are protecție solară. Așa. Singurul lucru pozitiv este faptul că are un parfum discret și plăcut așa de plante.
dar it's a no. De ce? Pentru că în momentul în care o aplici pe față, indiferent cât de multă sau cât de puțin aș aplica, ea se fărâmițează, așa rămân niște particule albe și se fărâmițează. Mi se pare horror și nu știu de ce se întâmplă asta. Iar după ce o aplici pe față și ok, ai scăpat de particulele acele albe ce ți se formează pe față, ai impresia că te-ai dat cu exact cremă de plajă. Deci din partea mea, it's a no. Chiar dacă are factor de protecție 30, nope. Deci până acum am două produse ce îmi plac super, super mult și două produse din gama Nordic Hydra. Am crema pentru seară. Așa arată. E o cremă cu lumina asta. Dacă nu am, aș fi pus cercul cu lumină, nu m-ați văzut deloc, așa nu vedeți crema. Are un parfum, are același parfum ca și crema cealaltă de zi, sunt din aceeași gamă și e normal. Crema aceasta pentru seară este super, super bună. Îmi place foarte, foarte mult. Nu este exagerat de grasă, în sensul că e o cremă ce merge pentru și pentru ten uscat, și pentru ten normal, chiar și cred că merge și pentru ten gras. E așa o cremă multifuncțională din punctul meu de vedere și mi se pare super, super bună. Nu știu exact, tenul meu e normal cu tendințe de îngrășare și mie îmi face bine, dar având în vedere că e destul de hidratantă, se absorbe super, super bine în piele, tind să cred că ar merge și pentru ten uscat. Acum e și în funcție de ce îți dorești de la o cremă. Dar da, aceasta o trecem pe lista preferatelor. E super, super bună. Îmi place mai mult decât crema de seară din gama Nordic Sea. Ca să vedeți fază, pentru seară îmi place crema aceasta mai mult și din gama Nordic Sea îmi place crema de zi și cea de seară e așa, e acceptabilă. Bun, next one. Haideți să-mi continui tot cu asta pentru față. Am aici un fel de BB cream. Zic ce e de la Lumene. Instant Glow Fresh Skin Tint. Na, e un fel de BB cream, zic eu. Din punctul meu de vedere, are o acoperire foarte, foarte mică, dar în același timp îți lasă așa tenul, are un aspect sănătos, natural și e super, super bun pentru zonele unde ai, spre exemplu, dacă ai riduri, eu am câteva riduri pe frunte sau mai câteva în zona ochilor și dacă, spre exemplu, mă dau cu un BB cream obișnuit, cumva, la un moment dat, tot îmi apare acolo, mi se vede zona unde am riduri. În schimb, cu această cremă, ceea ce mi se pare că e super potrivită pentru tenul matur sau în condițiile în care îți dorești să ai un aspect așa natural. În sensul că, ok, nu-mi doresc să mă machiez excesiv, dar parcă nici nu-mi doresc să ies din casă doar cu cremă pe față. Și se poate aplica și cu pensul pentru de fond de ten. Practic arată așa ca un fond de ten, dar acoperirea e super, super joasă și într-adevăr are un parfum super ciudățel, așa. Dar trecem peste. Oricum nu are parfum intens ca și Prime Rose, da? Nu. Deci nu există termen de comparație între ele două.
Și da, mie îmi place super mult în zilele în care nu îmi doresc să am un machiaj intens, folosesc asta. Plus am concealerul de la ei, la fel e cu o acoperire foarte, foarte mică concealerul acesta, însă, again, lasă zona ochilor super, super faină, în sensul că nu ți se adună și nu se vede acolo ridurile. Unul, mai multe, nu știu câte avem. Dar, da, astea două merg super fain combinate și pentru un exces de pentru o picătură așa de ca să ai o strălucire, că nu-mi venea cuvântul, pentru o strălucire adițională, eu mai aplic și iluminatorul acesta. E Invisible Illumination, Instant Illuminizer, whatever. Da, e un iluminator, e așa cu pompiță și aplic 1, 2, 3 acolo, 3 acolo și asta e machiajul pentru zilele în care îmi doresc să am un aspect natural. Da, bun, produsele acestea îmi plac, însă, repet, e pentru zilele alea în care nu ai chef să te machiezi. Sunt pentru zilele în care nu ai chef să te machiezi. E cam târziu, nu știu, vreo 8-9 ceasul, nu mai știu, și de obicei seara cumva nu mai îmi găsesc cuvintele atât de ușor și de obicei filmez dimineața, însă astăzi am zis let's give it a try și pare să că nu-mi găsesc cuvintele tot timpul. Dar da, mai am un singur produs și este mascara aceasta de la Lumene, Nordic Berry Curl. Este, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar e cea mai nasoală mascara ce am încercat-o până acum. Pe lângă faptul că are peria așa, ok, am zis pot să trec peste faptul că are peria așa și că, na, cumva am tendința să-mi bag chestia asta în ochi, am zis ok, nu contează, dacă produsul este bun, o să lucrez eu la stilul meu de a-mi aplica mascara cu pensula respectivă și asta este, o folosesc. Dar după ce aplici mascara, primul strat, ai impresia că nu ai aplicat nimic. Al doilea strat e așa și așa. Dacă ai noroc să nu ți se lipească genele unele de altele, iar apoi dacă încerci un al treilea strat ca să-ți cumva dezlipești, să le readuci la viață, să le resuscitezi, nu mai ai nicio șansă, plus că nu se usucă, aștepți 1000 de ani, plus că dacă porți mască și cumva îți, nu știu, îți ajunge așa puțin abur de prin ochelari sau de pe undeva, se scurge toate, deci mi se pare horror și m-am uitat la preț, nu e chiar ieftină, na, din partea mea are un Nu și nu. Eu nu știu ce e cu ea, dar o fi făcută din ceva produse mai naturale, nu am idee. Dar no curl. Și ca să vă fac o comparație, mi se pare mai bună mascara de la Miss Sporty. Asta pentru volum. Și are cam aceeași consistență. Dar na, acestea fiind spuse, am în felul următor, am două produse, trei produse au un nu din partea mea, nu le-aș recumpăra, nu le-aș recomanda la nimeni.
Pentru că, până la urmă, fiind vorba de o mascară, chiar dacă îți aștepți un look natural, nu-ți dorești să-ți curgă mascara în momentul în care, la primul abur sau prima picătură de apă, nu e ok. Iar crema aceasta, indiferent de tipul de ten, eu zic că la fel se va fărâmița și se va face așa un fel de, nici nu știu, sunt niște particule, așa, impresia că ai aplicat prea multă, dar chiar dacă aplici foarte puțină, deci nici asta. Iar asta cu parfumul, nu pot să zic că n-aș recomanda-o, pentru că e în funcție de preferința fiecăruia. Dar, na, e super parfumată și dați-vă dacă are și... Are și alcool, mult alcool, mai multe tipuri de alcool, deci nu. Iar produsele mele preferate, am spus, sunt aceste două, sunt minunate. Și chiar și celelalte, sunt 6 produse testate, deci din 8 produse, 3 nu sunt ok, 5 sunt ok. Cam asta este pentru astăzi, mi-am pierdut cuvintele între timp. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine și ne vedem weekendul următor. Vă pup! Ciuz!